Bine v-am regăsit. Am fost pe la Dedeman și cum nu prea plec eu de acolo niciodată cu mâna goală, am mai luat câteva accesorii, să le zic așa, pentru casă. Am luat niște capse din astea pentru capsatorul ăsta electric de la Parkside. Un tip de capse destul de rare, nu prea le-am găsit. Cu dimensiunile astea 11,4 cu 10 cu 0,74. Am găsit numai de la Bosch și se potrivesc numai genul ăsta de capse. Astea sunt ale originale pe care le aveam de la Parkside. Le-am terminat. Mai rămas doar cu câteva cuie și am găsit doar de la Bosch. Erau ultimele două pachete pe care le-am găsit acolo. Un tip de capse destul de rare și va trebui să văd de unde îmi procur mai multe rezerve, că am o grămadă de folie de prins în capse și cred că am greșit eu un pic când am luat capsatorul, că nu m-am documentat să văd cu ce tip de capse merge și dacă sunt des comercializate, să spun așa. În fine, momentan aici sunt 2000 de capse, sper să mi ajungă să termin treaba pe care o începusem zilele trecute. Am mai luat două punguțe din astea de cleme de conexiune Vago. Astea le-am luat la sfatul lui Ștefan de la proiecte diverse DIY. Mi-a zis să iau ori Vago, ori Obo. Am găsit Vago. Îmi plac mai mult că au clemele astea de prindere. Am de făcut niște circuite electrice noi și trebuie să le ramific foarte ușor de folosit cu 3 poli. Îmi plac așa și par să fie și foarte, foarte stabile. Aici am înțeles că se poate verifica conexiunea cu un creion de tensiune dacă sunt bine conectate. Am luat două punguțe, sunt câte 5 într-o punguță și o punguță din asta la Dedeman costă undeva la 11 lei. Am luat și un creion din asta de tensiune că eu nu aveam de nicio culoare prin atelier de la Unior. S-a părut un pic așa mai simpatic și am zis să iau unul să verific și o fazele la circuitele astea pe care o să le fac. Are o clemă aproximativ la fel ca toate celelalte, dar mi s-a părut așa simpatic, un pic mai mic și fiind și Unior am zis că e mai de calitate. Am văzut un set din asta de șurubelnițe Holzer, mi s-a părut așa simpatic, am zis hai să îl iau, deși mai aveam eu ceva șurubelnițe, să îl desfac. Au un suport așa de prins pe perete și sunt mărimile standard, formatele standard, așa cele mai uzuale, un PH2, PH1. Îmi plac astea mici, de foarte multe ori am avut nevoie de niște șurubenițe în astea cu un er foarte scurt datorită poziției incomode. Și deci au două mici, un PH2, unul drept și aici mai sunt două drepte. Au și dimensiunile trecute pe ele. Și aici mai e un PH1. Îmi plac astea de la Holzer că par mai bine făcute așa față de ce am mai văzut eu pe la alte mărci. În general sunt niște produse lucrate destul de frumos și mânerele astea sunt destul de comode. Așa, e un plastic un pic moale, dar ideal pentru lucru și o să văd unde le găsesc un loc aici în atelier să le agăț, le am la îndemână și am mai văzut un disc așa, mi-a făcut cu ochiul de acolo de pe stand,
un disc pentru polizat de 230 cu 6 mm grosime, să-l folosesc la polizorul meu ăla mare de la Bosch. Deși nu prea l-am utilizat eu la șlefuire, am zis să am un disc din ăsta în atelier, că poate o să-mi trebuiască vreodată. Așadar, cam puține de data asta. Am mai luat eu ceva de la Brico, am intrat și acolo, dar o să fac un alt clip și o să vă arăt despre ce e vorba. Mărunțișuri pentru atelier, așa cum vă spuneam, nu prea plec eu din dedeman cu mâna goră niciodată și îmi face plăcere să vi le arăt și sper să fie bune. Ca atare, asta am vrut să vă arăt în acest clip. Până data viitoare, vă doresc numai bine.